Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de breasla haiducilor. Dragilor, revenim cu un nou episod de breasla și ghiciți ce fac eu aici. Vă las să ghiciți. Vă las să ghiciți. Nu, no, n-ați ghicit. Pregătim un cadou, oameni buni. Pregătim un mare, mare cadou pentru pufosul. Trebuie să mă gândesc eu la o chestie. Hai să ne gândim puțin. De fapt, ce să ne mai gândim în direct? Bine, trebuie cu litere mari. Japonia! Bine! Stai așa să dăm Ctrl-C, Ctrl... Ctrl-V la astea, Ctrl-A, Ctrl-V, bam! 2... 3... Și vine și ăsta... 4. Bun! Perfect! O să trească să-i facem noi... Bă, n-am sunet la joc. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă, doctori? N-avem sunet la joc. Bine, gata. O să-i pregătim aici un cadou lui Neapufosul, pentru că și așa zicea el că nimeni nu-i face cadou. Nu știu dacă i-a mai făcut cadou cineva sau nu, dar cert e că eu o să-i fac aici. I-am pus alea de redstone, că știm bine că pufii redstone să-i ajungă pe sezonul ăsta, să nu mai aibă treabă. O să-i pun și de mending niște cărți, că mai am, să-i pun, nu știu, vreo 3 cărți lui de mending sau ceva. Nu știu câte mai am pe aici, dar vedem. De mending și de unbreaking o să-i mai... O să mă duc eu și o să iau vreo 3 cărți. Hai să vedem, rom, emeraldele, culoni. Bine, nu cred că mi-ajung emeraldele astea, dar... Mamă, nu mai am cărți să mă bată, mamă. Mai avem cărți, băieți. Mai avem cărți. Pe aici mai am eu niște paper, cumva. Nu prea pare. Pare a fi că nu mai am. Pare a fi că nu mai am. Nu prea cred că mai am. Da, nu. Nu cred că mai am. Well, atunci o să trească să mergem să luăm puțină hârtie, să reușim să luăm acele cărți. Dragilor, vreau să vă mulțumesc super, super mult pentru toate like-urile de la episodul anterior, pentru că din nou am văzut că v-a plăcut super, super mult. Am strâns undeva la 1500 de like-uri pe acolo, 1400, 1500, ceva de genul, și 10.000 de vizualizări a fost primul clip de pe canal care a atins acea sumă de vizualizări nebună, așa că țin să vă mulțumesc pentru treaba asta. Și desigur, dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați și la acest videoclip butonașul de like, să ajungem la cât mai multe, nu știu cât vreți voi, dar eu zic că putem să depășim 1000 și la clipul ăsta. Așa că dacă chiar vreți, haideți să depășim 1000 de like-uri și să fie totul bine. Ce am făcut, mă? Așa, bam. Ok. Hârtie avem pe aici destulă, din ce văd. Destulă cât să facem niște cărți alea acolo să fie șmecherie. Bam, perfect. 63 de cărți, mai eu zic că suntem bine. Hai să dăm o rachetă rapid. Bă, ăsta pot să-l las și netherworld-ul ăsta la fel. Așa, putem veni aici. Rapid să luăm acele cărți, doar că am eu nevoie de... Unde e ăla cu breaking? Uite-l aici. Mai îmi trebuie și niște... D-astea, zic eu. Pot să iau numai o carte, glumești. Unde e ăla de emeralde, că aveam eu pe aici... Ăla cu emeralde plin el, uite-l aici. Bam! Stați așa să vedem cum punem chestia asta aici. Perfect. Și hai să luăm. Ne mai trebuie încă... Nu tu. Ne mai trebuie încă o carte și încă una, gen. Pentru că ne trebuie 3 cărți de unbreaking. Perfect. Mă, zic că ușor, ușor strângem și ceva emeralde pe aici. Adică văd că ușor, ușor avem și ceva emeralde. O să pun eu cărțile tot acolo. Ca să am când o să mai fac trade-uri. Mama, deci abia aștept să începem pe aici. Ideea e că n-am mai lucrat. Opa, la gematică. N-am mai lucrat deloc pe la insula asta să termin partea aia, dar abia aștept să termin și după aia să ne apucăm să umplem pe aici, să scoatem apa și să ne apucăm după aia de fermele noastre sau... Na, de ce mai avem noi de făcut? Bun, deci am pus și chestiile alea. Ce să-i mai punem noi? Uite, îi luăm de aici un stack de morcovior de ăștia de haur. O să-i punem acolo în centru, stați așa că mai am nevoie de 1. Perfect. Și pot să-i pun pe lângă niște chestii astea red. Bine, ideea e să văd dacă mai am eu pe aici niște colorant. Da, văd că mai avem ceva. Ăsta și cu ăsta ar trebui să fie de ajuns. Bine, cred că mai avem și pe aici colorant roșu. Exact. Asta este, ce să... N-ai ce să... ce să faci? Bun. Perfect, și cred că dacă o să fac treaba asta, astea 18 cred că sunt de ajuns, ha? Nu știu, hai să vedem.
Iap, sunt de ajuns, perfect. Bun, punem ăsta acolo. Băgăm astea aici, perfect. Și zic că putem transforma astea în, într-un alt nume. Și anume pisoiu. Bun, perfect. Nice, hai să le băgăm, uite, așa facem, așa. Și cam asta ar fi cadou. O să vreau eu să-l fac roșu. Și o să am nevoie și de chestiile astea, pentru că o să am nevoie de niște lână roșie. Și atunci vreau să iau niște lână de aici, o să trăiască niște lână albă și o să am nevoie și de niște lână roșie. Bine, asta cred că ar putea să fie mai mult decât suficientă. Dar e bine că, uite, trebuie să colorăm și ăsta. Perfect. Și aici băgăm anul carasului. Da, așa că ar trebui să fie cu mai mulți de U. Bun, perfect. Și ăsta o să fie cadoul nostru pentru Puf. Perfect. Mai zic că e destul de bine. O să trească să mergem până la el, până la bază, pentru că iau lână asta, că am ceva idee la mine în minte, care nu știu dacă o să-i placă sau nu, dar vreau să o fac neapărat. Așa că let's go. Hai să mergem rapid până la Puf la bază. Nu cred că dau spoiler, că nu cred. Dacă dau spoiler, nașpa, dar nu cred că dau. Așa că hai să-i dăm rapid tare la Puf la bază. Miau! Pisoile! Ce fă, mă, Nispo? Bine, mă, Dani. Mă gândeam să ne apucăm și noi de șocul ăsta de lână și de benare, că am fost noi acum ceva timp la Puf și cred că dacă am venit momentul să ne ocupăm, să ne punem pe treabă, zic eu. Bă, da, trebuie să facem șopul ăla de banere și de lână. Dar mi-a atras atenția barca asta deasupra ta. Bă, e șopul de glez, Demi l-a făcut deja. E șopul de glez, dar știi care e n-ai luat în calcul o prăbușire peste șopul tău, că e cam aproape. Mă, nu știu, e ancorată acolo undeva în spate. Momentan nu se mișcă, okay, nu o să se miște prea curând, okay. Știi? Perfect. Și-a luat măsuri de siguranță. Perfect. Dar văd că te-ai vopsit. Look nou. Deci până la urmă ai acceptat provocare. Mă simt tânăr ca la 20 de ani. Părul alb doar. Lasă-mă, Dani, că e bine, adică e bine, arăți interesant. Dar tu de ce ai ochii umflați? Păi, așa arăt eu fără mască și cu părul scurt. Mamă, ești urât rău. Da, mă, Dani, deci, băi, ne strângem noi probabil acum materialele, nu? Și ne punem acolo pe treabă și pe voi vă lăsăm cu un timelapse. Exact, exact. Deci, revenim. Bum!
Mamă, bă, Nismo, bă. Bă, Dani, bă, ce-am hai de făcut capul aici? Meu. Ia uite. Ce-am făcut? Ia uite la ea. Japonia. Băi, anul deci... lui Dani și al lui Cipri. Deci e, e excepțional, bă, nu știu. Arată într-un bine. Fel show-ul ăsta. Prea bine, deci, prea... Bă, e prea ca pe breaslă. Extra șmecher. Bă, n-am un pat să dorm. Hai să vedem ce fac colegii noștri. Am eu aici. Hai că a dormit, dormit Alex. Perfect. Băi, deci... Bă, da. Arhitecți desăvârșiți suntem. Arată, exact, arată bine, exact. Rău, nu știu. Eu sunt foarte mândru. O singură obiecție aș avea dacă vii aici jos. O să-ți arăt. Ia, să vedem. Asta e intrarea... Nu mai avem un geam aparent pe aici. Asta e intrarea pentru oameni normali și pe aici intră pisoiul, ca să înțelegeți, nu? Deci tu ți-ai făcut intrarea aia, nu? Nu. Bă, da, cam ăsta e shop-ul. Am pus acolo mare DC de la pentru Dani și Cipri. E, fiind shop-ul în colaborare, am zis că ar merge așa, știi, punem acolo micuț logo, bam, bam, alea, schemă. Să arate bine, să știe lumea. Să fie pe șmecherie. Și eu zic că ne-ai și super, super șmecher shop-ul ăsta. Da, arată foarte bine. Mai avem noi de lucrat. Interiorul. Da, ăsta interiorul. Nu e făcut. La parterul o să punem lâna. Da, sus, aici o să avem bannerele. Aici bannerele, exact. Exact. Eu mi-am aranjat puțin pe aici, nu știu, ori mă ocup eu, ori amândoi, ori tu, depinde cum vrei, dar cred că aici așa ar fi cel mai ok să lăsăm butoaiele astea, mă gândesc. Bă, câte da, și să punem să câte un carpet colorat pe fiecare, știi, deasupra. Nu știu, da, carpet da. Lime aici să fie lână lime, mă gândesc eu. Dacă ai altceva, nu știu, cum dorești tu. Dar pe total sunt foarte mulțumit de ce am reușit noi să facem. Sper să vă placă și vouă și acum să ne aducă cât mai mulți bani. Zic, haide să vină miliardul! Astea sunt rachete de... Dă coacă, le du la shop. Da, da, gata, că mai ai 6 rachete și nu mai am cu ce să ajung acasă. Bă, Nismo, să dea trecia peste cine. Ce dracu ai făcut aici? Uite și tu. Tu ai depășit cu un bloc. Ai trecut, ai depășit. Ți-am zis, uite, ți-am făcut aici, ți-am trasat mama, frumos. Bă, deci, până aici nici... era... Nici cu cartea în față nu știi să citești numerele. Nu, că tu ai trecut, eu ți-am făcut, ți-am desenat. Vai de capul meu! A venit. Pufule! Au, înainte să-l plăznesc. Și că au. El se pregătea deja să-i dai. De ce ai cap de oaie, mă? Dar nu mergi la frizeria, Loblu. Să dea drăcile de nu pun tentiurile peste. De ce ești o oaie bronzată? Hai să trecem peste, că nu se vede. Ce ați făcut mai aici, băi, armă? Bă, cât m-a... Uite cartea. Nu știe să respecte cartea. Proiectul, i-am și desenat. Bă, Dani, uite până aici. Și uite ce a făcut, uite. Da, sigur. Traiere. Deci voi aveați de la 409, de la... 387 la 409. Ia să vedem. E acolo o scorbură, o dați. Nu, aici n-am depășit, aici suntem bine. Deci acolo e 380. Băi, ești sigur? Păi ăsta e 387, fix blocul pe care. Păi și vezi că avem una în afară. Vezi că avem un bloc în afară, boss. Nu, păi ăsta e sus, nu atinge pământul. Ce bine că nu l-am băgat pe Colpir să fie inspector de magazine, că deja... Aoleu. Bun. Și aici iar aveți 503 în loc de 502. Așa. Ia să vedem în partea asta. Cred că aici doar aici nu cred că am depășit. 486. Aici e bine. Măcar asta. Și cu 387. A, deci bun. Deci un bloc în partea asta, un bloc în partea aia. Și în partea asta altă? Vreo 3. Nu știu exact câte sunt. Aici ai 412. Deci voi sunteți la 411. Da, un bloc în fiecare parte. Capul meu. Asta este. Ce să facem, bă? Păi uite arhitectul, că el s-a pus să construiască primul, nu eu, eu n-am făcut nimic. Eu ți-am făcut contur, tu ai. Nu este adevărat, nu este adevărat. Tu te-ai pus, am dovadă pe filmare. Te-am filmat. Nu, tu ai zis, hai să facem mai mare, că arată urât geamul ăsta mic. Păi am zis să facem mai mare. Ia uite mă, să mă bată mă, mi-a stupat gaură.
Bă, pufule, lasă-mă așa că pe aici intru eu. Lasă așa. Stai că ți-l aduc ție acolo, că intru eu prin evaziune. Lasă, mergi tu prim. Prin evaziune? Te puie dracu să intri prin geam, că plătești renovarea primăriei. Păi asta nu-i primărie. Nu contează. O să fie. Jean boxează. Aoleu. Hai la tine, Biro, să mergi, că e mai frumos aici. Ce de ușor. Poftim? Bă, gata, o! Să vă bat. Ia spuneți cu ce... 24. Cu ce să vă ajut? Cu ce vreți să vă ajut? Ce-i ție și cu oile astea? Ia, așa e, tu zici, mă, că ai ok, umflat, zici că ți-ai luat bătaie de la Iosif. Sparge geamul, Ispo, vire înapoi. Nu sparge geamul, că-ți pun buldozerul în clădire. Pune shift să mă bată, mama. Trece aici, închide ușa. Fii atent aici, mam, fii atent ce fac. Mam, gata, s-a terminat. N-am văzut nimic. Ia și tu din partea alta, adevărat, să mă bată, mă. Nu, eu nu mă bag la de-astea. A, nu? A, scăfur eu atunci. Stai să mă uit să văd pe unde e, ca să nu mă... Trebuie să văd pe aici, pe unde vine, pe unde astea. Gata, am terminat. Ai. Partea bună, Dani. Mă, Puf, văd că de data trecută, de fapt, dățile trecute, da, a rămas carte aici. Nu, n-am mai scos-o nimeni. Nu a scos-o nimeni. Dar poți să o scoți? Gata, nu, stai că reparăm, fii atent, că am aici. Ia uite. Iată la ea. Păi, dar de ce îmi taie bine? Dă-i șinel. De ce? N-am făcut nimic eu. Ia uite, bă. Tu ești ăla cu stricat. Stai așa să mă de bat. De fiecare dată când ai venit aici ai stricat ceva. Nu mai dacă nu mai viață. Bă, să ne bune. Uai. Nu mai pot. Nu! Ia uite ce cap frumos. M-a cărpat. Ia uite, Nismo, că pe tine te văd mai serios. Ai acolo contractul. Ai, că e serios, mă băt. Unde? E la tine în inventar. A să mă dea cu contractul, mersi. Contractul ăla face 5 lei, baita mele 7. Ăsta e al tău. Mamă, ce sexy ești, pufule. Ăsta. Mă bată, mama. Ce mai aveai, bă, Dani? Topor, târnăcop, arc, ăsta, mâncare. Ăsta. Și ăsta, cred, nu? Da. Și asta, și ăsta e al tău. Și cam atât, contractul îl păstrez eu, că cu tine e problemă mare. Păi oricum îl pui la shop, deci pot să le iau când vreau. Uite da, ce sexy e, Puf, copii, mamă, deci, bă, că nu pun originalul, pufule, dacă unde, la ce de-asta ai fost? Că vreau și eu să mă duc să mă fac așa sexy. Aici, mă, ai cățare. Ia. A, păi, dar eu nu mai am rachete să mă bată mamă. Nu, tată, lăvul, las că vin eu. Ia, aole, fii atent, că mă duce la... Mă duce la... Nu, mersi frumos, că m-am întors acum o zi, nu e. Te-ai liniștit. Hai, mă. Nu mă las, că sunt bine. Hai, mă, cât e tu, unde, mă? Păi, da, m-am întors acum o zi, ce cred că mi-a crezut blană înapoi. Dar pe te rezolvi, te fac eu frumos, așa de aici. Stai, bă, da, adevărat, se băgă careva să jefuim și noi asta, că uite, pe aici oglindă, oale, apă. Bă, numai cu frate ești. Pierdut? Mai bun, nu știu dacă sunteți pregătiți pentru ce urmează, dar aici se va face o chestie. O să fie foarte, foarte, foarte interesant să îi pregătesc chestiuța asta lui Puf, pentru că, deoarece și fiindcă, știți bine că noi suntem mari japonezi, bă, băiatul. Și atunci, dacă suntem mari japonezi, zic că ar fi bine să facem următoarea treabă. Stați așa, hai să vedem puțin, bine, chestia asta nu cred că are centru. Dar totuși, ba, cred că pe aici ar trebui să fie.
Și atunci vreau să-i fac aici lui Puf steagul Japoniei, ceva de genul ăsta. O să vreau să mă uit dacă e centrat bine. Și aici vreau să-i pun șulcărul, gen, ca să poată să-l deschidă. Și o să văd dacă e centrat bine. Bă, eu zic că e destul de bine centrat. Poate cu un bloc mai jos. Un bloc două chiar mai jos. Da, ar merge. Ar merge puțin mai jos. Gen, nu știu, pe undeva... Pe undeva de pe aici, cred. Poate chiar cu... De pe acolo? Nu, că de pe acolo ar fi prea ciudat. Zic eu. Dar putem face ăsta și mai mare... Îl putem face mai mare și nu prea, că nu vreau să-l fac foarte, foarte gigantic. Da, e ok, e ok așa. Eu zic că așa o să fie bine, bun. Deci ar veni acolo și atunci ar veni 1, 2, 3, asta o spargem și alea de sus vin sparte. Uite așa. Aici vine 1, 2, 3 și vine și asta spartă, perfect. Și vine mai mică cu un bloc. Sau mă rog, mai mică, mai jos cu un bloc. Ceea ce zic eu că ar trebui să fie destul, destul de ok. Hai să vedem, dăm o tură, dăm o rachetă. Da mă, da, da mă, da, ăsta e, ăsta e, ăsta e, ești nebun. Ăsta este. Băi, e incredibil, măi, incredibil. Bombă. Da, cam asta v-am zis, fac lupuf. Nu voiam să fie ceva foarte mare, dar în același timp voiam să băgăm aici în Japonia. Și acum vreau să mai văd eu o chestie, un angles la mine, am doar culoare. Hai să vedem dacă are puf pe aici niște gles. Ce caut acest cap aici? Bine, știu ce caut acolo. Dar asta este, n-ave ce face. Îmi pare rău de mine. Jesus. Stați așa. Pe unde are? N-are un crafting, glumești? Pufule, n-ai un crafting aici? Bă, glumiți la modul, n-are niciun crafting omul? Haide mă, nu cred. Pentru asta o să trească să-i pun un crafting pe aici. Pe unde are lempuf? Ia să vedem. Pe aici nimic. Pe aici n-are. Ia cât redstone are. Las că se dublează redstone-ul la puțin. O să iau și eu niște lemn de pe aici, că vreau să-i pun un crafting. Deci nebun, și o să îl pun... Nu știu unde o să-i pun. Nu vreau să-i pun afară. Îl pun aici momentan. Bun. Opa, stați așa că vreau să fac chestia asta. Cu un colorant. Bam, și să facem treaba asta. Perfect. Bun. Și vreau să-i colorez beacon-ul ăla roșu. Pe, na, așa mă gândesc că se prinde mai repede, că e o schemă aici. Da, așa să mă chinui să zbor. Putem să venim rapid să facem treaba asta. Bam, easy. Easy, boy. Easy, boy. Perfect. Mă, eu zic că e tank. Mare Japonia ce am făcut crainul lui Puf. Deci e criminal, e criminal. Bun, păi cred că treaba noastră aici s-a terminat. Cadou l-am lăsat, stăte așa să mai verific o dată dacă e ok totul, dar n-are ce să nu fie ok, zic eu. Ia să vedem, deci sunt astea, sunt blocurile de redstone, cărțile de le-am pus eu cu mending, cu unbreaking, golden carrots, astea cu pisoiul și anucarasul. Perfect, gata, atât. Altceva nici nu mai trebuie. Bă, sper să-i placă cadoul Puf. Nu știu, sincer nu știu dacă o să-i placă, dar mă gândesc că o să-i placă. Ce faci, domnule? Mamă, tu sclavul lui Corpil ai rămas, mă? Trist, că într-o bună zi o să trească să scoci și eu chestiile astea de pe aici. Zic, numai să nu mai stea așa, dar o să fac asta într-o zi cu soare, cel mai probabil. Nu cred că o să fac eu chiar acum. Deși ar fi bine, dar... No, lasă aici momentan, că n-am șulcăre, n-am nimic. Hai să vedem pe aici pe la shop-uri. Opa, două diamante, nice. Încă două, bine. Suntem bine. Acolo e linie făcută, aici trebuie să lăsăm așa. La rachete de durație 2 nu s-a cumpărat nimic. Era de așteptat puțin. Bine, lumea cel mai des le folosește pe alea de durație 1, așa că era de așteptat. Asta de durație 3. Ok. Sunt full și... Mamă, 31 de diamant. Miliardul, bă băiatule, bă miliardul. Unde mai avem slime ball-uri? Uite pe aici. Nu știu dacă am destule, sincer. Cred că nu avem destule. Deloc, gen. O să trească să mergem să mai aducem slime ball-uri. Cam asta e concluzia mea, dar e ok. O să mai aducem 1, 2,
3, 4, 5, 6, 6 stack-uri pe acolo, 7, ceva de genul. Bine, o să umplu probabil șulcărul ăla, sau, mă rog, șulcărul ăsta, ca să-l avem cu noi. O să trească să aducem și lână la shop-ul ăsta, pentru că e făcut, e construit tot, numai că n-are lână în el. Dar zic că putem începe deja să lăsăm pe aici niște lână, ce avem noi pe aici. Ok, zic că ar fi bine să o lăsăm acolo. Momentan, și hai să vedem dacă am mai făcut ceva vânzări și la shop-ul ăsta al nostru de lemne minunat. Ia să vedem. Mă, la oca aici trebuie să aducem un stack, ok. Opa, bărciu 3, 3 diamante, bun. Bine, și la jungle, ok. Mamă, și încă 6 diamante de la asta. Bă, deci, am cules încă 42 de diamante, încă 4 blocuri acolo pe dreapta. Frumos, ușor, ușor ne apropiem de blue. O să trebuie să pun cât mai puține ca să nu consum diamante. Pe aici nu cred că nu mai avem nicio comandă. Hai să verificăm și lemnul ăsta. Bine, 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 bine. Deci încă 6 diamante și de aici, superb. Și la frunze nu s-a cumpărat nimic. Băi, eu zic că suntem tank, ești nebun. Eu zic că suntem tank, frate. Suntem bine pe diamante. Hai să vedem o chestie, hai să vedem aici. Deci 1O, 1B, ce mai trebuie? 1J, 3, 6, S, deci 1O, 1B, 1J și 6S. Așa, perfect. Bine, iar o să zică lumea că fac chimie prin chat-ul de Minecraft, dar asta este. Vreau să văd dacă avem pe aici. De oak nu avem, de bărci avem, de spruce avem 3, o să ducem 3, de jungle avem. Ok, și cam astea ar trebui, nu? Și am văzut acolo că lipsește unul de acacia, cred că am văzut, dacă am văzut bine. Cred că da. Hai să vedem. Deci, aici nu avem, aici la bărci trebuie pus, aici la ăsta, aici nu, aici trebuie pus și aici trebuie încă 3 stack-uri, dar nu mai am eu chiar acum. Dar o să mai aduc eu 3 stack-uri aici să fie. O să trească să le aduc să fie aici. Bun. E perfect, e perfect. Eu zic că am făcut destul de multe diamante și la shop-ul de lemne și la shop-ul ăsta. Chiar produci, ești nebun, chiar se produc diamante forță. Bine, că trebuie să-l ajungem pe blue. O să mă duc eu până acasă să mai iau slime-urile de care am nevoie să le aduc aici. O să mai iau și ceva rachete să mai craftez. Gunpowder știu că avem aici. Mai trebuie niște hârtie. Și cam asta ar fi toată treaba. Și în caz că mă întrebați de ce nu am mai pus momentan diamante pentru contract, pentru că știți că noi avem contract cu Zero Gravity pentru sugar. Ei bine, am sugar-ul meu momentan și am zis că atunci când o să cumpăr din venitul ăla o să pun acolo, gen, o să fie cufărul. Nu știu dacă l-am mutat eu, de fapt, da, uite că l-am pus aici, în cufărul ăsta o să se adune, gen. Și am adunat pentru că stocul dinainte era făcut și ce s-a cumpărat am pus și acolo. Și eu zic că e destul de ok, dar momentan dacă am eu sugar-ul meu, nu cred că are rost să pun acolo, gen. Așa că e bine. O să dau o tură până acasă, să iau tot ce mai trebuie și revenim la show. Ce vrea Puf să insinueze aici? Baftă în cursa pentru notar. Ce avem aici? O carte? O carte cursă notar by Mr. Puf. Ia să citim. Salutări tinere candidat. Cursa pentru postul de notar a început. Fiind un server european și civilizat, notarul o să fie ales de către haiduci. Pentru a vă asigura că o să câștigați, fiecare din voi aveți dreptul să vă faceți o campanie electorală care constă în, opa, scrisori publicitare lăsate la bazele haiducilor, ok, panouri publicitare puse la zona de magazine. Costul panourilor este de un diamant pe panou. Dimensiunea maximă este de 9 înălțime pe 5 lungime, cred, nu? Da. Cred că da. Înălțime? De fapt, da, că e la... Mă rog, never mind. Și pot fi amplasate oriunde,
Nu se ține cont de TDP. Ok, ok, asta e bine, asta e bine. Plata pentru panouri se va face la biroul notarial. Nu este permisă mituirea votanților, ok. În cazul în care sunteți prinși făcând aceste infracțiuni, sancțiunea este de 50 de diamante. Multă baftă tuturor. Well, o să trebuiască, hopa, o să trebuiască să ne gândim la un slogan. Așa că aveți o misiune importantă și anume vreau să-mi spuneți acolo în secțiunea de comentarii cam ce slogan credeți voi că ar fi cel mai ok să facem sau ce publicitate credeți că ar fi voi cel mai ok să facem pentru postul de notar să-l câștigăm. Nu știu, vreau să vă las pe voi să-mi scrieți acolo în secțiunea de comentarii și desigur, dacă vedeți un comentariu care vă place, puteți da o inimă pentru a le vedea și eu mai ușor și să fie totul destul de ok. Deci sunt chiar mega curios să văd ce o să reușiți să scrieți acolo în comentarii. Hai să mergem rapid să luăm slime-ul ăla, pentru că avem nevoie de el. Nu mai știu exact unde era intrarea mea la slime, pe acolo, pe aici. Ideea e că la slime-uri n-am mai fost de foarte mult timp și... Hai mă. Și nu mai știam exact. Dar văd că nu s-a mutat intrarea de aici, deci e bine. E destul de bine. Bun. Hai să vedem. Nu știu dacă am eu pe aici prin față, că știam că mai aveam... Uite, am un stack pe aici. O să le iau pe astea. O să le duc prin partea asta pe aici. Bun. Am să umplu un shulker. Mamă, dar stai că au și astea în ele. Bine. Dacă vezi că încă se produce la slime, ia uite aici. Mamă, cu găleata. Cu găleata producem slime, nu-i problemă. Nu-i problemă de așa ceva, ia uite ce aici. Și încă cade. Încă pică slime, asta e. Bun. Mă, o să le las atât, gen, și astea o să le las aici. Că mai mult dată, momentan, oricum nu am eu nevoie. Și e ok, că na, când o să mai fie nevoie, o să mai duc. Deci nu-i problemă. Hai că suntem bine, am luat și slime-ul ăsta. Am ajuns la șopuri, am pus slime-ul și rachetele în partea aia, le-am pus acolo să fie totul foarte, foarte bine. Și stăteam eu și mă gândeam puțin la o chestiuță aici la șopul nostru de lemne. Eu când am fost cu Zino în partea asta, știți bine că ne-am întâlnit acolo pe butucii ăia. Și na, m-am mai întâlnit și cu Nismo pe acolo și așa mai departe. Și stăteam așa și mă gândeam și zicea și Zino, auzi, dar n-ar fi mai ok aici la etaj să-ți faci loc de depozitare și să faci și un birou, că e destul de mare locul în partea asta și chiar ai putea să faci treaba asta. Și stăteam așa și mă gândeam, bă, chiar are destul de mare dreptate Zino, chiar aș putea să fac un birou aici, un birou care să fie al meu și na, să mă întâlnesc cu clienții, cu comenzi, cu astea, să vin aici sus. Eu zic că ar fi o idee destul de interesantă și puteți să lăsați și voi în secțiunea voastră de comentarii cum vi s-ar părea această idee. Dar eu unul repet, mi se pare o idee destul de bună. Și cred că ar fi ok să ne băgăm să facem treaba asta. Acum, cum am zis, lăsați și părerea voastră în secțiunea de comentarii să vedem. Eu unul sunt de acord cu treaba asta. Dar deoarece în videoclipul acesta nu prea mai avem atât de mult timp, pentru că ne-am lungit destul de mult. Adică ați văzut că a fost derby acolo cu Puf, care m-a bătut, care m-a schimbat, măcar am reușit să schimbăm titlul ăsta de proprietate. A fost frumos, ce pot să zic, a fost derby, puțin așa. Dar, da, dragilor, cam atât ar fi cu acest videoclip din seria noastră de breasla haiducilor. Eu sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel butonaj de like. Nu uitați că tot ce aveți nevoie găsiți în descriere. Iar cel mai important, aveți Instagramul meu tot în descriere, unde puteți intra să-mi dați un follow, pentru că acolo vedeți ce fac eu în timpul liber. Eu am fost Dani, alături de japonezul, și ne auzim la următorul videoclip. Bye, bye!